de spectatori de nenumărate ori. Se juca Pițitoarea, s-a jucat aici spectacole de teatru, de teatru de comedie, de la Național, se jucau la Sala Palatului. Eu am o speranță, din ce în ce lumea vine la teatru și eu cred că în curând toate sălile din România vor fi pline la spectacole de teatru, pentru că să știți, pe bune, teatrul românesc este unul dintre cele mai bune școli de teatru din lume. Să vă mândriți cu asta! Da, și cum vă spuneam, mai copii, câteodată am atâtea probleme, mereu vreau și eu să fiu subțirică, să nu mă criticați. Și toată lumea mănâncă, mănâncă lumea. Da, acasă, ca la mama acasă, mă, o liguță cu smântânică, cu brânzică, ciorbică. Pe stradă, pizza, hot dog, floricele, bombonele. La restaurant, mumițe, măduvioare, antricoate. Mănâncă lumea. Numai eu nu mănânc. Iar sunt în cură de slăbire. De când? De luni. Nu de luni, de zile, nu sunt eu chiar așa de grozavă. În ziua de luni. Am zis, te-o dragă, trebuie să dai jos 3 kg, așa că de luni încep cura de slăbire. Am zis, luni e luni. Nu de lunea care a trecut, de lunea care vine. Adio, făinoase, macaroane, tăiețeni, și va fi vorba. Oh, dulciuri, Doamne ferește, bere, o crimă, vin, nici atât. Apă fiartă, asta să beau, un pahar de apă clocotită după fiecare masă. Ce masă? Că la cura de slăbire nu se stă la masă, se mănâncă în picioare ca virgulă cai. Și cai grași ați mai văzut? Da, și eu. Știți cum o să arăt, dragile mele? Ca o mârțoagă. Numai piele și os. Pentru că de luni încep cura de slăbire cu boabe de orez. Luni un bob de orez, marți două boabe de orez, miercuri 3 boabe de orez și o țin 14 zile pe orez. Această dietă se numește regimul Mao Tse-dun. Dacă mă ține Mao Tse-dunul ăsta 2 săptămâni, o să ajung slabă și galbenă, ca mărita aia din filmul chinezesc, fata cu părul cărunt. De luni în 2 săptămâni încep altă cură de slăbire cu boabe de grâu. Ăsta este regimul triță-făniță. Prima zi un bob de grâu, a doua zi 2 boabe de grâu, a treia zi 3 boabe de grâu și a 30-a zi o colivă. No, că nu mor eu, nu mor că o să arăt ca dracu. Și drac mort ați mai văzut? No, dragă, trebuie să slăbesc neapărat. Am să fac greva foamei. Adică mă leg un lanț de calorifer, mă gândesc la prețurile din piață, mă uit cu ură la frigider și nu pun nimic pe masă. Mă rog, pe masă ar trebui să pun ceva, nu? Măcar o vază cu flori. Dar n-ar fi mai bună o varză cu carne. Știți ce spune Ardeleanu? Că nu-i flore ca varza și nici pasăre ca porcul. Nu, dragi, trebuie să slăbesc neapărat. Dar o adevărată cură de slăbire începe într-o zi de luni și dacă se poate să fie luni întâi. Luni în cât e? 21, nu? Și când e luni întâi? La anul! Hai că mai am până atunci. Am să fac vechea mea cură de slăbire. Vă amintiți voi aia cu punctele. Adică o să vină și sărbătorile, iau o filie de cozonac cu stafide, mănânc numai stafidele, mănânc 20 ținuna și completez cu o sardea și o lintă. O lintă și un tăiețel. Și un ceai de tei, fără tei, și un covrig, mănânc numai gaura. Cu o ceapă de apă, nu ca apa îngrașă, cu sos Orchester, mă rog până când pronunț, datorită efortului, câștig puncte și pot să mănânc și eu o limbă cu ouă, roșii, de lemn, de fier, de beton, de beton armat, să mor, să crăp, să mă ia dracu, că nu mai pot de foame. Am să mai spun eu o poveste cu cura asta de slăbire, că veșnic am de la țâța mamii va cură de slăbire. Nu râde că așa e. Ajută-mă, Mihaiță, că vreau să le spun ceva. Uite, am văzut un domn pe care îl cunosc aici și dacă mă ajuți tu, am să-i spun și lui ceva apropo de cura de slăbire. Mă ajuți, Mihaiță? Ce faci? Ți-ai întâlnit, stimate domn, soția ideală, cu minte ca un îngeraș, dar are o scrânteală. Să vrea cum sunt în Marie Claire femeile fragile, lungă de 1,90 m și 45 kg. Și înainte de a-și proba iar noua ei toaletă, nu mai mănâncă 6 luni să facă siluetă.
E numai piele, numai os, e toată străvezie. Îi plângi de milă când o vezi că nu știi dacă-i vie. Ah, moda e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca un fum. Ah, moda are multe sacrificii, are multe... Dar superbă e oricum. Vă convine, doamnelor, nu? Sigur că da. Se poartă moda slăbănoc și fiindcă asta-i moda, mă străduiesc și eu să fiu în vogue cu exerciții yoga. Foarte amuzant și cât de cât e o metodă nouă. Îmi încolăcesc pe după gât picioarele amândouă. Așa mai pot și eu gusta la cină o gutuie, iar noaptea dorm fără saltea pe un pat comod de cuie. Pe urmă mă trezesc buluc la ora 3 și 10 și fac precum la Balamuc un duș cu apă rece. Ah, moda e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca un fum. Ah, moda are multe artificii, ține multe dinălicii, dar superbă e oricum, dragii mei, și dumneavoastră vă convine, domnilor, nu? Aia, aia. Vreți să slăbiți fără efort 3-4 kg? Faceți ca mine, un pic de sport și multă, multă foame. Beau dimineața un ceai mic, dar nu cu zaharină. Ca să mă chinuiesc un pic, eu pun în el chinină. La prânz iaurt e lucru cer, de el nimeni nu scapă. Și completez cu un desert, un morcov ras cu apă. Iar seara aer sau chiar vid în ultima instanță. Dar știți cum o să arăt, splendid ca moartea în vacanță. Ah, moda e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca un bun. Ah, moda are multe artificii, face multe sacrificii, dar superbă e oricum, dragii mei. Aha. Glucide, să mănânc nici gând, adio, zaharoase, fiindcă eu sper că de curând să ajung piele și oase. Adio, pâine, nici un pic de acum nu se mai papă, iar când zăresc câte un covrit nu-mi lasă gura. Am să mă aleg încet, încet, cu forma mult dorită. Poate mă aleg cu un diabet sau poate cu o gastrită. Dar îi dau tot cu morcov ras și ceai de păducelu și vă aștept la parastas, la cimitirul Pelu. Ah, moda e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca un fum. Ah, moda are multe artificii, cere multe sacrificii, dar superbă e oricum. Ah, moda, ah, dar pe lume sunt sarmale, tocăniță, ciulama, chifteluțe și prăjoale. Și pe toate le-aș mânca, e pe lume pui cu bame și fasole cu crna. Numai eu zău mor de foame, cine m-o fi blestemat? Ah, moda e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca un. Ah, moda are multe artificii, cere multe sacrificii, dar superbă e oricum. Ah, moda e superbă, e divină, schimbătoare feminină și se duce ca un. Ah, moda are multe artificii, cere multe sacrificii, dar superbă e oricum, dragile mele. Ai, doamnelor, că pe convine situația, mi se pare. Ai de capul nostru și numai tu. Pentru cine? Pentru dumnealor, domnii ăștia de aici. Pentru dumnealor facem toate sacrificiile. Pentru bărbații ăștia, mustăcioșii ăștia. Da, dar ce râdeți? Mustăcioșii sunt foarte importanți în viața femeilor. Nu? N-aveți curajul să spuneți. Da sau nu? A, nu, ăsta e glas de bărbat.